De Ziua Culturii Naționale, sute de copii din Buzău au asistat la un spectacol de excepție pe scena Teatrului George Ciprian din Buzău. Este vorba despre spectacolul Joc și Rock, o adaptare după opereta Crai Nou, susținut de Opera Comică pentru Copii din București, în regia lui Cristian Mihăilescu. Evenimentul de astăzi de la Teatrul George Ciprian a marcat continuarea seriei manifestărilor legate de centenarul Colegiului Național Mihai Eminescu, generic intitulate Sărbările Centenarului. Aceste manifestări noi le-am început de anul trecut pentru că dorim să aducem în fața elevilor momente de cultură pură, personalități marcante ale culturii. Spectacolul folosește numeroase influențe folclorice românești, dar și genuri muzicale, precum romanța, marșul sau valsul. Suntem ca instituție pentru prima oară pe scena dumneavoastră și am simțit într-adevăr dragostea, nerăbdarea și profesionalismul acestui loc miraculos. Cu siguranță că ne vom mai vedea și de acum încolo, pentru că spectacolul a fost cu drag așteptat și s-a văzut că a fost aplaudat și foarte plăcut. La început de an, seria de surprize continuă la Teatrul George Ciprian Buzău. Pe 25 ianuarie, de la ora 19, este programat spectacolul 6 lecții de dans în 6 săptămâni de Richard Alfieri.